sperăm să trecem cu bine, și când spun cu bine, mă gândesc la cele trei puncte puse în joc de jocul de sâmbătă și să legăm trei rezultate pozitive. Dacă e să ne gândim la meciul cu Satu Mare și punctul scos la Călăraș. Nu ne așteaptă un meci ușor, ne așteaptă o partidă dificilă. Am jucat un amical cu ei în această vară. O echipă bine organizată, care face o densitate bună în jurul mingii și cu o circulație bună a mingii. O echipă care a pierdut greu la Brăila și a avut ocazii mari de a înscrie la 0-0. Trebuie să fim atenți, pentru că nu ne așteaptă un meci ușor. Sperăm să fim conectați la importanța acestui joc, să găsim cea mai bună formulă și să reușim să obținem punctele puse în joc. Ne interesează toate cele trei puncte, mai puțin în momentul ăsta, spectacolul. Ne interesează punctele puse în joc pentru a ajunge în prima jumătate a clasamentului. Ionuț? Bună ziua! Ne așteaptă un joc destul de dificil, dar sperăm să ne impunem jocul și să avem câștig de cauză. Ne-am pregătit bine săptămâna aceasta și sperăm să lungim seria rezultatelor pozitive. Bună ziua! Eu sper să ne continuăm jocul bun pe care l-am practicat de la începutul campionatului și să câștigăm cele trei puncte, pentru că asta ne dorim cu toții, să legăm victorii și să urcăm cât mai sus în clasament. Întâlnim o echipă destul de bună, cu care am avut un amical, îi cunoaștem destul de bine și sperăm să îi putem contraataca și să câștigăm sâmbătă. Mai sunt întrebări dacă aveți. Cum vi se pare un geniu așa ca echipă? Un amical, bineînțeles că amicalele nu se compară cu meciurile oficiale. Da, o echipă care poate furniza surprize. O echipă care a schimbat destul de mulți jucători, chiar și față de amical. Au apărut și dispărut, dacă vreți, jucători. Dar o echipă care are în componență jucători cu experiență, dacă ne gândim la Epaminon Danicu, dacă ne gândim la Sin, dacă ne gândim la Tigoianu, sunt jucători care au experiență, au un mijlocaș central foarte bun pe fața defensivă, Mbabi, care închide foarte bine culoarele spre poarta sa. Așa cum am spus, au jucători care pot face diferența în față și am văzut acest lucru în jocul cu Brăila. Și aici mă refer la Vasile Mihai și la ceilalți jucători din compartimentul ofensiv. Dar sperăm să obținem punctele. Asta e cel mai important lucru. Deci nu va fi un meci ușor, trebuie să fim atenți și să avem aceeași siguranță defensivă și să reușim să ne creăm situații de gol și pe care să le și fructificăm, nu doar să ne le creăm. Din păcate, lista indisponibilor pentru jocul acesta este în continuare deschisă și aici mă refer la Tomozei și Gălan, care sunt ieșiți din calcule, și plus Vișa, care, așa cum știți, a luat roșu la Călăraș și nu va fi în lot pentru această etapă. Dacă ar fi să faceți așa un bilanț după etapele astea, trei etape, cum e? Bun? Să putea mai bine? Cu siguranță că în jocurile în care am luat un punct sau nimic, se putea mai bine. Și la Călăraș am avut o primă repriză bună, am avut o primă repriză în care am avut ocaziile mari ale reprizei, după care în cea de-a doua repriză Călărașul a echilibrat, dacă se poate spune așa, și în momentul în care am rămas în 10 oameni, e clar că am încercat să conservăm rezultatul și să ținem de punctul pe care îl aveam în buzunar. Este un început de campionat, campionatul e lung, nu fac bilanț după 3 etape. Este timp pentru așa ceva la jumătatea drumului, ca să spun așa. Ce impresie v-a lăsat așa echipele astea din seria Est? S-a jucat cu două echipe, Juventus București, Călăraș? Da, nu cred că pot să compar cele două echipe, chiar dacă sunt două echipe din punctul meu de vedere care sunt în
în față, sau cel puțin călărașul a fost anul trecut și, repet, Juventusul, din punctul meu de vedere, va fi anul acesta. La Juventus există multă calitate de la mijloc în sus. Sunt jucători care oricând pot face diferența. Călărașul, din păcate, cel puțin în acest moment, nu a stat decât în 2-3 jucători care pot face acest lucru. Dacă să ne referim la Canda și la Licu, pe când la Juventus există un Băjenaru, există Chipirliu, există Buhescu, există mai mulți jucători care pot face diferență. Și asta am simțit-o pe pielea noastră. Au o valoare individuală mare. Beța, care are un aport ofensiv foarte, foarte bun și de unde au venit cele două goluri din debutul reprizei a doua al meciului cu Juventus. După ce în genie aveți o deplasare grea la Arad, la Urda. Două rezultate bune, vă propulsa acolo partea superioară a clasamentului. Da, asta e... Bine și ce fac celălalt. E adevărat. Sunt două meciuri din care ne propunem să scoatem cât mai multe puncte, pentru că apoi urmează un calup de 3 jocuri, din care teoretic sau după calculul hârtiei, și aici mă refer la ASU, Balotești și Berceni, se pot acumula puncte. În total, în cele 5 etape care urmează, ar trebui să acumulăm puncte și să ne ducem acolo sus. Ne dorim acest lucru, sperăm să și reușim. Bobi, cum te-ai adaptat așa, sau readaptat la Mioveni, după Cluj, cum e atmosfera catedralului? Atmosfera e mult diferită față de cum a fost pe final la Cluj. M-am adaptat bine, am reușit să mă impun să joc. Pe majoritatea colegilor îi cunoșteam deja, eram prieteni și asta m-a ajutat să mă integrez mai ușor în colectiv. Un mesaj pentru suporteri. Da, sperăm ca împreună să ne bucurăm la sfârșitul celor 90 de minute. Îi rugăm să aibă răbdare cu noi, chiar dacă nu vom reuși să înscriem repede. Ne dorim cele 3 puncte puse în joc și avem nevoie de încrederea lor. Sperăm să-i mulțumim. Noi îi așteptăm să vină să ne încurajeze un număr cât mai mare, pentru că în momentele grele de timpul jocului și ei ne pot ajuta foarte mult și ne pot împinge de la spate. Și îi așteptăm să vină un număr cât mai mare. Da, așteptăm să fie alături de noi și să ne bucurăm la sfârșitul meciului de cele 3 puncte.